Ce avem noi aici? O Yamaha XJR de 1300. Oi de capul meu. Oi. Da. Evacuare full Yoshimura, nu, nu mai știu ce. Are o evacuare full. Mamă, cum trage, băi, ești nesimțit. Oi. Da, m-am dezobișnuit de 4 în linie, asta e clar. Ghidonul e foarte îngust. Bine, de pe BMW, na. Mamă, dar cum trage, bă, și ce liniar trage. Da. Impresie trage, a doua impresie trage, a treia impresie are cuplu de jos. Manevrabilă, ghidonul este foarte îngust. Soarele bate foarte tare. Bă, dar cum trage, mă, de la 3000 și ceva. Da, seamănă foarte mult cu banditul de 1250. Șuturi îți dă, bă, nene. Sună excelent, mă, dar ce vibrează între picioare, băi, ești nebun. Deci nici nu vă puteți închipui ce senzație am la fiecare tură cu o motocicletă nouă. Mamă, păi trebuie să te ții un pic de ea. Bă, dar ce bine stă pe asfalt. Hai de capul meu. Deci e foarte robust așa. Me gusta. Are. Oi, 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 oi. Hai să vi-o și arăt o leacă, dacă găsesc. De fapt, hai să opresc. Unde e șcricule? Uite ce cric mic are. Asta este XJR de 1300. Da, 4 în linie, suspensie Ohlins.
seamănă foarte mult cu un Hornet sau cu un Bandit. Este un Bandit pe steroizi sau un Hornet pe steroizi. Hai să-i ducem obra omului înapoi. Hai de capul meu! Doamne! Ei, ce popcorn face! Da. Excelentă motocicleta. Doamne, cum poate să tragă. Și cât de bine stă pe șosea cu suspensia asta. Da, este ceva aparte. Motoarele mari pe motocicletele mici sunt ceva senzațional. Da, deci am un zâmbet enorm pe față, nu vă puteți imagina. Dar asta de București, face dreapta. Uite, bă, trage de la 2000 și ceva. Ui, de capul meu. Steaua mea. Bucurie la 3000 și ceva de euro, 4000. Da. Uai, de steaua mea, ce faină e. Și e super manevrabilă. Cred că dacă stau o zi să mă obișnuiesc cu ea, suspensia e fai. Și puterea de jos. Incredibil. Toba, cât de bine sună. Totul e o motocicletă. Nu o recomand pentru începători, asta e clar. Dar pentru cei mai avansați, cum se duce, deci depășește autobuzul, n-ai niciun stres, nicio... Da. Cred că este al doilea Banditul testează pe anul ăsta. Sperăm să mai vină. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut, eu mă duc să-i dau motocicleta omului înapoi. Și ne vedem data viitoare. Hai, de aici, de pe drumul de Poiana, ne vedem. Ciao, fiți bandiți! Respir, aerul greu de atâția ani și tot jegul. Resping, cu haldă tupeu, autorități și orice reguli. Bat străzile astea în lung și lat, sunt la curent ca un trolebuz. Bat palma și apoi fac un blat, te calc în picioare, eu nu mă scuz.